Deși revolta românilor începuse cu multe zile înainte, 22 decembrie a intrat în istorie drept Ziua Revoluției Române din anul 1989. Revoluționarii au ocupat clădirea Comitetului Central și au intrat în sediile televiziunii și radioului. Aceasta a însemnat practic răsturnarea regimului comunist, dar a fost și momentul din care, zile la rând, într-o atmosferă de confuzie, diversiuni și tensiune, peste 1000 de oameni au murit împușcați. Este o zi care ne-a deschis drumul către libertate, este o zi de care toți beneficiem astăzi și cu luarea minte trebuie să ducem mai departe visul pe care acei tineri care au ieșit în stradă și numai tineri, toți cei care au crezut în Revoluția Română și în libertatea noastră, să ducem mai departe și să îndeplinim acest vis. Este o datorie de onoare pe care, ca reprezentant al instituției prefectului, trebuie să luăm aminte și să ne facem datoria acolo la locul de muncă pentru ca toți cetățenii României să beneficieze de tot ce e mai bun pe lumea asta. Momentul a fost marcat duminică în mai multe localități din țară, prin depuneri de coroane de flori, ceremonialuri militare și religioase. Istoricul este recent, pentru că el a fost ridicat în 2008. Probabil că fostul primar n-a agreat evenimentele din decembrie 89, nu a fost de acord cu schimbarea regimului, dar important e că îl avem și ne putem bucura și mai ales că avem acolo comemorați și eroii noștri, cei trei din Drobeta, Turnul Severin, care s-au jertfit pentru acest mareț eveniment. Este o zi importantă. Este foarte importantă. Eu aș vrea să spun că poate pentru noi, cei care suntem la vârsta asta, este cea mai importantă pentru că am trăit-o unii, cei care sunt la vârsta mea. Este singurul eveniment major care a schimbat soarta României pe care l-am trăit și de pe urma căruia beneficiem. Suntem liberi, avem libertate, avem toate drepturile, numai că de multe ori nu știm ce să facem cu ele, din păcate. Dar le avem. Asta este un lucru important. După anul 1989, an de an, ziua de 22 decembrie este marcată ca fiind Ziua Libertății României. La Monumentul Eroilor Martiri ai Revoluției din anul 1989, oficialitățile au dorit să marcheze acest moment important pentru români. O zi importantă, este cea mai importantă zi din istoria recentă a noastră, a românilor, zi de istorie pe care am prins-o și noi, chiar dacă suntem mai tineri, eram în armată în anul 1989, zi hotărătoare pentru viitorul României, pentru viitorul nostru al tuturor. Sperăm ca cei care s-au jertfit la Revoluție, cei care au murit, idealurile lor să rămână în picioare și de acum, și de atunci și de acum încolo, tot ce înseamnă român să aibă o viață liniștită, liberă și democrată. Este o zi foarte importantă, pentru mine are și o semnificație, dacă vreți, personală. Mi-aduc aminte că în acele momente eram militar în termen la școala regimentală Buzia și de pe 16 până pe 31 ne-au detașat în Timișoara. Se poate spune că am fost chiar în mijlocul evenimentelor. Sper ca, până la urmă, tot acest sacrificiu să putem spune că a avut rost. Ceremoniile dedicate zilei de 22 decembrie s-au încheiat cu parada militară.